Ar fi făcut rost de imaginile intime ale unei femei după care au început să o șantajeze. Doi bărbați recent eliberați de după grate au ajuns din nou pe mâna poliției, de această dată pentru șantaj. Indivizii de 36 și respectiv 51 de ani, ambii originari din Bălți, amenințau femeia că vor plasa imaginile pe internet, estorcând de la ea inițial suma de 50.000 de lei. De frică să nu ajungă acele fotografii publice, victima în vârstă de 47 de ani din raionul Glodeni le-ar fi transmis bănuiților suma cerută. N-a trecut însă mult timp și indivizii au contactat-o din nou pe femeie, cerând încă 20.000 de lei sub același pretext. Dându-și seama că suspecții o vor șantaja în continuu, victima s-a adresat la poliție. Astfel, cei doi bănuiți au fost reținuți în flagrant în momentul recepționării banilor pe o stradă din municipiul Bălți. În cadrul anchetei, oamenii legii au stabilit că banii obținuți prin șantaj urmau să ajungă în haznaua criminală. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă să revină după gratii pentru încă 7 ani.